Oxana, din ce regiune ești? Sunt din sudul Moldovei, din raionul Cantemir, satul Gutești, acolo m-am născut, acolo am copilărit. Dar care a fost cea mai nostimă întâmplare din copilărie? Cred că toți le Oh, avem. cred că Eu toți am le avem. fost la furat mire în copilărie. Iată, țin minte până acum, cum stăteam cu pe gard și încercam să fur mire de la Eu vecini fugeam de tot. la grădiniță. Tu ai fugit de la grădiniță? Eu am fost un copil tare neastâmpărat. Eu îi spuneam educatoarei că bunicul sau bunica mi-a spus că să-mi dați voie astăzi la amiază. Și ea nu știa până în momentul, până n-a venit bunicul să facă gălăgie, deci copilul umblă ziua pe drumuri, când de fapt trebuie să fie la grădiniță. Dar eu îi amăgeam. Și atunci s-a descoperit fapta când vine bunica și bunelul într-o seară și spune: mai cine tot aduce? Ba iarbă, ba pruni aduce acasă. Ionele, asta tu îl întreabă pe unchiul meu, fratele mamei. Și el spune că eu am timp, eu lucrez, nu am timp să aduc prunii la masă sau asta. Și atunci eu am fost nevoită să recunosc că asta și eu, a fost cu scandal, dar a trecut. Deci ai fost un copil rebel Da, tu. Dar mama nu era cu tine, da? Mama a plecat mama să nu lucreze era pentru că, da, în străinătate. lucra o perioadă a fost aici în Moldova, era locuia în Dubăsari, după care a plecat, deci după războiul din Transnistria a plecat în Grecia, pentru că trebuia să ne descurcăm în două cumva. Și ai plecat și tu în Grecia și ai muncit Eu alături de am ea. fost un Povestește-ne cum au an, da, fost. după liceu n-am reușit să intru la facultate și atunci am decis ca să-i ușurez munca mamei, zic, dă să merg și eu să merg, să fac niște bani, o să fie banii mei pentru facultatea mea, adică să nu... Și am mers și am stat lângă ea aproape un an. Deci până s-au început deja examenele de intrare la facultate. Și când s-a întâmplat acest moment, când Oxana Iuteș s-a rupt și a devenit persoană împlinită pe cont propriu? Când a De început? sine De sine stătătoare. stătătoare, asta s-a întâmplat până mama s-a întors din Grecia, pentru că știți cum e, chiar dacă ai un salariu, chiar dacă ești independent, eu totdeauna am fost independent, adică totdeauna cumva am încercat să mă descurc, de asta și muncesc din anul întâi de facultate. Dar oricum, este mama care totdeauna spunea că poate mai ai nevoie de ceva, care, spre exemplu, îmi plătea chiria în fiecare lună la apartament și mai luam bani de la mama. Dar de când s-a întors, deja mama este în grija mea. Ne-am Așa. inversat cu rolurile. Oxana Iuteș are un obicei devenit tradiție în familia sa. Cu ocazie sau ba, unica fiică are grijă să-i facă mamei surprize din când în când. În cele mai dese cazuri, aceasta este un buchet de flori proaspete expediate prin șoferul de microbuz. Bună ziua! Bună. La ce oră mergeți la calcul? La 10 și 10 pornire. 10 și 10. Eu vreau să transmit acest buchet de flori pentru mama mea în satul Gutești, raionul Cantimir. Nu o să fie nicio problemă. Hotărâm întrebarea. Da? Poftim numărul. Aici e numărul ei de telefon în caz că o să ajungeți cumva mai devreme și numele ei. Eu contactez dacă Da? Se facem o zi frumoasă. Cea mai mare plăcere. Da, mulțumesc frumos. Și cum timpul și spațiul le țin departe, mama și fiica comunică prin intermediul florilor. Micile daruri compensează clipele în care nu au fost alături. Urmărește I Show și vezi câtă putere de convingere are Oxana Iuteș asupra unui copil. Alexandru, noi suntem prieteni astăzi. Ți-i foame? Puiule. Ai avut și momente foarte grele când mai nu ți-ai pierdut vederea. Cum ai Nu depășit? am pierdut, nu era vorba de ca să pierd vederea, era Da. vorba de faptul că era deja o dioptrie foarte mare și trebuia să facem ceva pentru că dacă nu reușeam să opresc această miopie progresivă, atunci da, te aduce la orbire. Am mers la operație în Moscova, am făcut operație cu laser.
Și s-a stăpat și acum e bine, vă da? Vă pot spune că atunci a fost pentru mine o a doua descoperire a lumii, pentru că până atunci o vedeam doar prin prisma și grosimea ochelarilor, lentilelor, dar chiar în ziua operației vedeam într-atât de bine fără ochelari, că nu-mi vine a crede că asta e lumea pe care eu de fapt o vedeam puțin altfel. Nu era altfel, dar și-o vedeam cu aceiași ochi, dar era mai reală, nu știu cum, așa mi se părea mie. Și e alta când vezi lucrurile de departe, că... Parcă ar fi așa. Exact, sunt fără acele umbre cumva în jurul conturului unei persoane, spre exemplu, că se văd, miopii văd într-un fel, da. Știu, noi suntem altfel. Și eu am avut miopie și știu... Aceste senzații. Da. Da, Mihaela tot când a făcut operație și într-adevăr, vai de mine, eu văd, da. Eu văd numărul asta, la apropo, mașină. Apropo, da. Asta era primul lucru care, când am ieșit din clinică, am ieșit pentru, mă rog, stai câteva ore în clinică până te calmezi, până totul e în regulă, până medicii decid că da, e ok să mergi pe ambele picioare, să ajungi unde te-ai pornit. Dar primul lucru care l-am spus ieșit din clinică a fost... Mama, eu văd! Așa. Și mama spune, ce parcă n-ai văzut? Da, da, acum e altfel! Altfel, da. Câțiva ani urmă ai aflat că ai o soră și un frate. Da. Cum s-a întâmplat? Eu știam, de mulți ani știam că cred că de la facultate am aflat că am o soră și un frate de pe tată, de pe linia tatălui și... N-am încercat cumva să dau de ei, dar cumva s-au rupt acele legături și atunci n-am mai avut cum să comunic. Și întâmplător m-a găsit sora. De fapt, ea a fost cea care m-a căutat și m-a găsit prin rude, întrebând... Vezi că ați fost într-un gând. Da, cumva eu pur și simplu mai devreme încercasem, dar ea a decis acum. Și cumva ne-am regăsit noi, ne-am sunat primul lucru ce am făcut și deja după asta ne-am întâlnit pentru prima dată. Ea și fratele și sora nu locuiesc aici, locuiesc în Italia, sunt de foarte mult timp acolo. În ce relație sunteți? Suntem foarte bine, cu fratele încă nu am făcut cunoștință, dar cu sora... Noi ne sunăm la fiecare zi de naștere, la sărbători, am un nepoțel micuț și când vine acasă mă sună. N-am stat să discutăm, să desticăm firul 4, ce s-a întâmplat, de ce e așa, cum așa. Deci cineva a avut tată, dar cineva n-a avut tată sau nu știu cum. Dar tatăl tău nu a locuit cu tine de când? De când a plecat? De mică, da? De când aveai tu câțiva ani, da? Micuță eram, da. Așa. Și acum vă vedeți cu tatăl sau el? Tatăl a decedat. A decedat. Așa. Dar te mai vedea din când în când cu el? M-aș fi văzut. Te-ai fi văzut, da. Dar nu v-ați întâlnit. Nu, eu am spus, eu sunt o persoană care nu port pică pe oameni. Uh-huh. Decât doar dacă acel om îmi face un rău care nu poate fi iertat. Mm-hmm. Dar tu l-ai iertat pe tatăl tău. Eu n-am de ce să-l iert. Mm-hmm. Eu cred că trebuie să-l ierte probabil altcineva, mamele noastre, așa, părinții, bunicii noștri. Dar eu n-am de ce să-l iert. Colegele tale, Angela Gonța, Lorena Bogza, s-au măritat și au aranjat viețile. Tu ești încă nemăritată. Întreprins ceva măsuri. Hai să spunem că încă n-a venit momentul sau momentul. Sau ești în căutare. Nu, nu ești în căutare, sunt îndrăgostită. Sigur că sunt îndrăgostită, am un om foarte drag sufletului. Și cum îi spune? Îi spune flăcăului Andrei, spune. Așa. Și este un băiat deștept, un băiat frumos, un băiat... Locuiți împreună. Stăm împreună. Stați împreună, așa. Și care sunt așa criteriile după care tu apreciezi bărbații? Mie îmi plac și îmi place bărbatul care este lângă mine, că este cineva sincer, un om sincer. În primul rând, cred că toți o apreciază. Inteligent, un om care știe să se descurce, un om care are simțul umorului,
un om care are uneori idei trăsnite, uneori mai trăsnite ca ale tale. Așa? Da. De când voi stați împreună? Noi stăm, cred că, de un an. Și când e nunta? Dar pentru mine nu este important, ca să înțelegeți, poate mulți nu o să mă înțeleagă corect sau pentru că așa este în societatea noastră și cumva cineva are niște prejudecăți. Pentru mine nu contează nunta și eu sunt categoric împotriva unei ceremonii de genul acesta. Fietelor, trebuie să faceți nunta, nu să faceți neapărat. O familie. O familie o facem, faceți, deci trăind împreună, așa. Apar copiii, cu siguranță vor apărea, da. Sunt sigură de acest lucru. Dar, și tu nu vrei, Oxana, să îmbraci rochii de mireasă, să îmbrac o rochie frumoasă, da, care să consider că e de mireasă, nu neapărat standardele cu care ne-am obișnuit, și să fii la o petrecere foarte micuță. Aș păstra chiar și banii care îi câștigăm, i-aș păstra, spre exemplu, pentru noi călătorii, pentru experiențe noi. Și aici acasă. Și nu pentru nuntă, cu neamurile. Și nu pentru nuntă, nu. Cu neamurile, cu prieteni, cu legături. Așa grezii. Sunt eu, mai altfel, mai rezervat, probabil. Oxana, toți jurnaliștii sunt așa, ca niște detectivi. Lor le trebuie să afle absolut fiecare mărunție și să știe poate lucruri care poți și să nu le cunoști. Le treci la îndoială anumite chestii. Da, sunt mai răi decât agenții secreți. Tu în relație, cum ești? O recunosc. Sunt uneori, depășesc limitele. Sunt o persoană posesivă. Sunt leu după zodie și asta și mă reprezint, sunt un om care vreau să fii totul la meu. La meu și numai meu și nimănui nimic. Dar asta gândeam când eram o perioadă când am trăit singură. După asta, când încerci deja împarți fiecare bucățică, fiecare spațiu din locușor din spațiul tău cu cineva, atunci devii altfel. Mai tolerantă. Mai tolerantă și mai cedez. Da, ne învățăm. Tu ești rea în dragoste. Eu sunt geloasă și probabil din cauza asta îți poate spune că sunt rea. Care ar fi primul lucru care îl vei face tu când vei deveni mamă? Cum crezi? Pe mine acest gând mă sperie un pic, dar îmi doresc foarte, foarte mult. Și primul lucru, cred că m-aș învăța să devin mamă. De ce te sperii? De responsabilitate? Da, mă sperii. Totdeauna mă gândesc și nu numai, e legat și anumit de copii, dar și de alte lucruri foarte importante în viață. Când vrei să iei o decizie importantă, atunci îți vine și gândul, dar dacă nu reușești, dar dacă n-ai să te descurci, dar dacă nu o să-ți iasă,